Cu mai bine de două decenii în urmă, seratele muzicale TV, realizate de Iosif Sava la TVR, rivalizau cu emisiunile lui Leonard Bernstein de la televiziunea americană. Astăzi, celebrăm o personalitate culturală inegalabilă și un brand de onoare al televiziunii române. Marele muzicolog, realizator al unui număr impresionant de emisiuni radio-TV, desăvârșitul coleg și prieten Iosif Sava. În această seară, invitatul lui Iosif Sava la seratele muzicale este Mircea Albulescu, un actor al generației de aur a teatrului și filmului românesc, profesor, jurnalist, autor de proză și de poezie. Bună seara, domnilor! Unul dintre cei mai mari actori acestor meleaguri, îmi permit să spun, maestru Mircea Albulescu, iată-te de mine. După multă vreme de tratări, așa, de vreo 10 ani, tot ne obligăm că stăm o dată de vorbă și, în sfârșit, o sâmbătă liberă și o dispoziție necesară pentru a sta de vorbă cu dumneavoastră. Mircea Albulescu e un om cunoscut, e un om puternic, un om adulat, gratulat, în același timp defăimat, așa cum suntem toți cei care reprezintă ceva într-o cetate. Dați-mi voi să fac ce obișnuiesc să fac cu toți interlocutorii mei, să dau câteva date biografice. Deci Mircea Albulescu e născut în 1934, la 4 octombrie, a absolvit școala de arhitectură, a fost conductor, arhitect. În 56 este student la Institutul de Teatru cu o celebră garnitură de actori. Apoi a fost actor la Municipal, 56-67, la Comedie, la Teatru de Comedie, 67-75, la Național, 75, până acum. În anii 1993-1994 a fost secretar de stat în Ministerul Culturii. Noi știm, am aici un curriculum vitae în care găsesc zeci de titluri, de piese de teatru, pe care le-am văzut pe scenele noastre, zeci de piese de teatru radiofonic, este unul dintre stâlpii de rezistență a istoriei teatrului radiofonic românesc, zeci de roluri în filme, activități desfășurate la Academia de Teatru și Film, ca dascăl, o activitate publicistică bogată, ani în șir, două cărți de poezii semnate Mircea Albulescu. Am un compendiu aici de notații din o suită de însemnări cu elevație publicistică pe care a publicat Ane Șir în presa bucureșteană, începând de la Observator, la Libertatea. E un condeier, Mircea Albulescu, și ceea ce mă apropie în mod deosebit de domnia sa de ani de zile este faptul că știu de foarte multă vreme că e fiul de muzicant, domnilor, și ăștia sunt oameni speciali. Ce-a fost tata, domnul? Știu că a fost șef de muzică militară, da? Tatăl meu a fost cel mai mic din cei 5 copii care s-au născut în Slăvești, Vlașca. Fiind cel mai mic, firește că familia nu a putut să-l țină, cum se spune, cum și-ar fi dorit. Și atunci tatăl meu a fost dat copil de trupă la Pitești, la muzică. Și armata, în general, a spus, l-a ținut să-și termine școala, liceu, să facă conservatorul, dirijat și flaut a avut ca instrument. Și astfel a ajuns să
ca în ultima parte a vieții lui, cea mai mare parte, sunt puțin emoționat când intru la el, cea mai mare parte a vieții lui să fie dirijorul regimentului de jandarmi pedestri din București și la un moment dat, împreună cu Egizio Masini, au răspuns de muzicile militare din țară. Asta pentru 36-37, probabil, da? Da, până în 41... Masini atunci a fost dirijorul până în 40, și pampare regale? Da, da, până în 41-42, când a fost, s-a pensionat, a trecut în retragere și... Când a murit tata? Tata a murit în 1970 și e născut în 1904. Și a murit în 1970. Puțin a trăit. Dar de mic ați crescut în muzică, nu? E adevărat, e adevărat. Mă duceam mereu la regiment la tata, eram acolo, stăteam la repetiții, stăteam atunci când dânsul ajuta fiecare copil, împreună cu câțiva oameni de încredere de real din fanfară, ca să înveți abia la rândul copii de trupă acum. Și ceea ce mi s-a părut extraordinar, într-un regiment, într-o zonă, ca zona ca asta, să se desfășoare un asemenea soi de activitate, de o asemenea fragilitate imensă. Și totuși acești oameni au scos după dânsii instrumentiști care au rămas mai departe în fanfara armatei și au avut această preocupare extraordinară pe care cred că într-un fel o moștenesc de ce anume va fi mâine. Este foarte important pentru fiecare dintre noi să putem avea această mică steluță în colțul ochiului, care uneori vine și dintr-o lacrimă, alteori vine din reflexia unei lumini puternice, și în care putem, într-adevăr, să înțelegem că noi nu suntem decât un fragment, decât suntem o anumită zonă, un anumit parcurs din acest drum. Suntem o verigă într-un lanț, toți. Cum a apărut actorul într-un mediu muzical și... Actorul a apărut... paranteză. Se poate? Da. Eu cred că îndelinicirea asta noastră, ca și multe alte îndeliniciri, dar în special cele artistice, sunt îndeliniciri în care arta te alege pe tine. Și nu tu alegi să fii actor, să fii pianist, să fii cântăreț și așa mai departe și așa mai departe. Da, copilul de trupă... E bine... Copilul de trupă, Vasile îl cheamă pe tata, da, Vasile îl cheamă. Da. Am fost ales la întâmplare din Vlașca, așa cum erau ales sute de copii. Se poate, dar fi putut imediat să rateze drumul ăsta. E adevărat, suntem un drum, suntem o porțiune de drum fiecare dintre noi, dar această porțiune are atâtea intersecții mai mici sau mai mari, mai importante sau mai puțin importante, atâtea tentante intersecții în care oricând poți să abandonezi un drum, dacă nu ai în tine descoperit de către sfințenia acelei îndeleniciri și dorința de a te duce cu ea, de a te chema, de a te ține legat și a face în așa fel. Totdeauna un asemenea drum se face cu un Dumnezeu care merge cu spatele către drum și cu fața către tine și care are mereu grijă să nu te rătăcești. Unii oameni îl văd pe acest Dumnezeu din spate, din păcate, și atunci ei se rătăcesc pentru că nu au privirea asta, nu au această legătură cu dânsii. Deci, ca să vă răspund la întrebare, în 1948, deci, erau ateneele populare, poate că vă mai amintiți de ele, în București, erau 3-4 care lucrau într-un soi de sfântă concurență între dânsele și ajungând la un asemenea ateneu popular, trebuie să recunosc că până la urmă a fost o lipsă, a fost nevoie ca cineva să fie la teatru. Întâmplarea, domnule Iosif Sava, no, joacă un rol nepermis de mare în viața unui artist. Țineți minte ce vă spun și merg mai departe. Dacă și... întâmplarea se numește destin, atunci... A, bun. Îl recunoaște, deci. Și dacă credeți, așa cum spunea Heraclit, că destinul e în noi, absolut, atunci putem înțelege totul. Absolut. Deci. Și atunci, așa, în 1950 eram deja angajat artist corp ansamblu la Teatrul Național. În 1952 am intrat la Academia, la Institutul de Teatru, cum îi spunea atunci, din anul 3 a devenit Institutul de Artă Teatrală Cinematografică, comasându-ne cu cinematografia. Și atunci au venit Amza, au venit Draga, au venit alți colegi de-ai noștri cu care am terminat împreună. Și în felul ăsta s-a ales. Acesta este drumul meu de om, căruia Dumnezeu a avut bunăvoința într-o clipă de ursire să mă facă să pot fi ceea ce sunt și de aceea vă spun că eu sunt un om care însă port cămașa fericitului. Un om care poate să trudească din greu într-o nelinicire pe care o iubește, îi pare rău întotdeauna că ziua are numai 24 de ore. Iar sunt oameni care sunt obligați să facă ceva ce nu le place și după o oră jumătate se uită la ceas și îi înțeleg foarte bine, îngrozitor de greu. Dar energetica asta dumneavoastră, bunăvoința asta dumneavoastră, popularitatea asta, v-a dus dușmănii multe, după cât îmi dau eu seama așa ca outsider. Îmi pare foarte rău
Nu pot să reproșez mărului că îi mărși așa frumos. Profesorul Debra Dorescu, în legătură cu copiii, spune așa, ceea ce privește cum sunt dânsii, cum să notez eu privighetoarea. Este ca atare. Școala încearcă să facă, să-i dea o anumită deontologie, o metodologie de lucru, să priceapă niște lucruri, dar în rest nu avem cum umbla. Cum ar fi? Să mă fi schimbat? În primul rând că n-aș fi reușit. Și în al doilea rând, cred că aș rezultatul ar fi fost absolut catastrofal. Domnule Arbulescu, dar un om ca dumneavoastră, așa caracterizat prin puține cuvinte, și nu profesia de noastră de credință, cum de accepta la un moment dat o funcție ministerială când era un actor atât de prețuit, iubit? 15 secunde, spun imediat. În momentul când a fost, la un moment dat înainte de a avea aceste 12 luni de funcționariat, am fost funcționar, deci, am reușit să fac câteva lucruri importante pentru viața socială a actorilor, ca simplu individ. M-am dus, am umblat, m-am zbătut. Bun. Deci, și atunci a spus, mai dacă tu ai făcut aia, dacă ai făcut aia, n-ai putea să faci. Asta fapt pentru care am fost chemat la domnul ministru Golu și mi s-a spus, uitați, am venit o propunere care s-a făcut, vă spun și cine a fost, Agata Nicolau a fost la baza acestei chestiuni, la propunerii Cata. Și am spus, bine, dar eu sunt un artist, e posibil, cum adică să mă chemați pe mine să stau să fiu funcționar? Cum adică să stau aici 8 ore, 10 ore și să nu-mi fac treaba? Am plecat acasă, mulțumesc, zic, dacă vreți să stăm de vorbă pe o chestiune sau alta, cu plăcere. Și am primit, domnule Sava, 3 telefoane. Și care toate 3 au avut același contur, ca să nu zic culoare. Zice, iartă-mă, maestre, ce joci acum? Nimic. Ce repeți acum? Nimic. Păi du-te, domne, acolo, 6 luni, 3 luni, ceva, încearcă să faci ceva. N-ai să poți, n-ai să poți, ai să poți, ai să poți. Și în felul acesta, sub o deviză cât se poate de limpede, și pe un program cât se poate de limpede, pentru o perioadă de timp, până la prima repetiție importantă, am încercat să fac acest lucru. S-a vorbit înainte de 89 de nevoia dumneavoastră de putere. Ați vrut, se spune, luați cu beneficiu de inventar, orice cuvânt am luat, pentru că nu vine din profesionalitate. Vine din ce aud și eu, urechile astea mele și gura mea care tot nu tace. S-a spus că vreți putere, că și doriți să fiți director de teatru și nu știu cum s-a întâmplat înainte de 89, că n-ați izbândit să aveți direcția unui teatru. Haideți să lăbărim două cuvinte cât se poate de scurt. Ce înseamnă a dori puterea, ce înseamnă a vrea să fii director de teatru? A dori puterea, știți ce? Nu este același lucru. Deci, sub nicio formă. Dacă dumneavoastră credeți că putere este până în 89 și după 89 să fii director de teatru, este o puterea în teatrul tău, de care depinzi totul, nu? Pentru puterea în instituția pentru ta. Pentru Dumnezeu, dar sunt puterea în teatrul meu și vine joi, seara, la ora 6:30, când mă sui pe scenă și se vede că puterea mea în teatrul meu nu face 2 bani. Domnule Sava, exact în 5 minute, statuia statuilor după lume se pulverizează. Și atunci, în acel moment. Dar rămâi cu scaunul care ți-a sigur. Ce să faci cu un scaun? Domnule Sava. Câți oameni nu rămân cu scaunul Sava, și să le dea de Dumnezeu multă sănătate. Dumneavoastră, și mă întorc acum, în momentul când mi s-a oferit prima chestiune ca să mă pot întoarce la scenă, pe platou, la microfon, am plecat ca alta aia. Pentru că mi-am dat seama că, cum să vă spun eu, primul impuls la foarte mulți oameni funcționează perfect. La mine a fost la fel. Mi-este imposibil să trăiesc fără această îndeletnicire. M-am făcut foarte antipatic recent la o ședință în Teatrul Național, în legătură cu grevele și cu hai să facem grevă și hai să facem grevă și fel de fel de lume, nu vorbesc acum în special de actor, dar fel de fel de lume care au atâta puțină treabă pe scenă, cum nu pot să vă spun eu acum. Hai să facem grevă, să fie grevă, să revin. Și am spus, domnilor, orice, numai asta nu. Eu nu pot să scriu acasă într-un sertar. Eu nu pot să pictez, să pun după un dulap și să am, să zicem, șansa extraordinară a lui Țuculescu, ca după o vreme cineva să găsească și să spună, Dumnezeule, dar ce vine asta? Viața mea e arta mea, arta mea este viața mea. În momentul în care am produs acest lucru, vorbesc de teatru acum, atunci se naște și moare împreună cu martorul meu. Deci, ce înseamnă asta putere? Din punctul acesta de vedere. Da, la un moment dat a fost vorba înainte de 89, a fost o discuție, dacă vreți, mult mai înainte, în legătură cu, după ce domnul Lovinescu nu mai era. Și a fost o discuție, dar vă spun încă o dată că a fost numai o discuție. Și chiar
Nu a fost nimic mai mult și nici măcar o bătaie la ușă. Dați-mi și mie să-mi fiu puțin director aici să văd cum este. Nu cum văd cum este, să... Nu e adevărat. Să fac ceva. Este să văd cum este, domnule Sava. Pentru că iată că și în misteriat eu am venit cu credința clară, iubire și competență. Am avut câteva proiecte cât se poate de limpezi de făcut. Și nu le-am putut face. De ce? Foarte rău. Nu are importanță de ce. Important este că nu le-am putut face. Iar dacă poți să-ți dai seama, într-o vreme m-am apucat cu Amza de vânătoare. Și ca să putem trage la vânătoare, bineînțeles că am mers la talere. Și era un domn acolo care spunea, vedeți că este o varfuriuță așa, zboară, dumneavoastră mergeți, puneți cam atât înainte și trageți. Pom, trăgeam, ce nu-i nimica, foarte bine. A ieșit un taler și mi-am dat seama că nu-l împușc și m-am oprit. Și mi-a spus, domnul Alburescu, de ce v-ați oprit? Păi zic, mi-am dat seama că nu-l împușc. Dar abia acum este foarte bine. În momentul când nu tragi în gol, prostește. Când îți dai seama pe ce lume ești în lumea asta. Și știi să te duci și să apeși acolo unde ai minime șanse. Am crezut și mi-am dat un an din viața mea de actor. Este impeiabil acest preț, domnule Sava. Sperând că eu împreună cu toți colegii mei vom avea o viață mai bună. Ei bine, nu. Ce înseamnă viață mai bună, domnule Sava? Nu înseamnă bani mai mulți, să ne înțelegem foarte limpede. Ci posibilitatea de a avea acces la roluri, la spectacole mari și importante. Nu înseamnă că ele nu au venit, nu înseamnă că ele nu sunt, dar ele ar putea să fie mult mai multe, mult mai importante și într-adevăr am putea face ca aproape fiecare seară într-o sală de teatru să fie o sărbătoare. Ce-ați făcut ca ministru? Vreau să profit de această emisiune a dumneavoastră și să pun o întrebare. Și poate că e bine să o puneți cealaltă dată. Și s-a aflat un singur lucru. Într-o perioadă de tranziție ca asta, pentru că acum suntem, înțeleg, la capitolul minister, haideți să terminăm să-i pui acest capitol. Ce așteaptă lumea de la minister? De la un minister al culturii. Dumneavoastră ați vorbit la această masă și în cadrul acestei emisiuni cu foarte mulți oameni extrem de importanți. Și veți mai vorbi, să vedea Dumnezeu sănătate, cu alții. Căutați să aflați acest lucru. Un gest are valoare în măsura în care el răspunde unei necesități întotdeauna. Fără de asta nu există. Nu există. Iar în afară de bani, vă rog să puneți această întrebare, în afară de bani, deci în afară de bani, vize, să zicem. Ce vrea? Ce vor instituțiile? Ce vor artiștii fiecare? Ce vor muzeele? Ce vor fiecare? Ce așteaptă de la Ministerul Culturii? Pentru că poate se pune în discuție această reală necesitate a artiștilor și a instituțiilor în cadrul cărora lucrează, de atunci poate că Ministerul Culturii va fi sau chiar nu va fi. Dincolo de bani, e problema unei anumite reglări repertoriale, e nevoie de anumită politică culturală. Cine să regleze repertoriul? Cine să regleze? Oameni de talia lui Mircea Albulescu, mare specialiști, ca să fie minister. Nu vă supăra. Asta înseamnă că nu cunoașteți... Iertați-mă o secundă, acum... 3 săptămâni, Ministerul Culturii din Franța a votat legea că orice instituție muzicală trebuie să promoveze obligatoriu 40% muzică franceză. E apărarea unui patrimoniu național. Nu trebuie să facă asemenea lucruri și Ministerul Culturii la noi. Nu trebuie un om de maximă responsabilitate să-l facă. Fără doar. Dincolo de bani. Fără doar. Fără doar. Producția proprie, autohtonă, atât în ceea ce privește muzica, în ceea ce privește teatru, în ceea ce privește o serie întreagă, filmele, noi nu mai facem niciun fel de film. Pentru că cine cumpără aceste filme în clipa de față? Difuzarea? Relativ. Televiziunile. Ori, sigur că un acemens... Am avut o discuție, îmi pare rău, nu prea îmi place să vorbesc acest lucru, dar am avut o discuție cu domnul Jacques Tubon, acum vreo 2 ani de zile, pe această temă. Și am ajuns la concluzia că dacă nu există această lege care s-a votat, eu am discutat atunci în bruion cu dânsul. Peste 70-80 de ani se vorbi limba engleză la Paris. În mod clar. Dar politica lor e veche, la sfârșitul secolului trecut. Sigur că da, politicile sunt vechi. Numai așa se putea răspunde germanismul. Politicile sunt foarte vechi, pentru că sunt niște obiective. Dar iată că au fost legiferate din Ministerul Culturii. Așa că nu anulați necesitatea existenței unui Ministerul Culturii. Deci, în momentul în care, iertați-mă, trebuie să fac un pas înapoi în discuția cu dumneavoastră, dacă îmi permiteți, stimatele domnule Iosif Sava. În momentul în care, pe baza unei asemenea consultări absolut amicale, și în care lumea spune, simțim nevoia,
efectiv nevoia ca să reglementăm această chestiune a repertoriilor. Fie că sunt muzicale, fie că sunt teatrale și așa mai departe. A repertoriilor. Și atunci nu e așa de simplu. Adică pe dumneavoastră, domnul Iosif Sava, la această emisiune, serata muzicală, cine vă împiedică să aveți 20, 30, 40% producție românească? Nimeni. Pe un director de teatru, cine îl împiedică? Nimeni. Pe domnul Mandel îl împiedică cineva? Nimeni. Pe domnul Andreescu îl împiedică cineva? Nimeni. Și merge mai departe până unde vreți dumneavoastră. Vă spun încă o dată, se tot spune să ne dea o lege, să ne dea o lege, să ne dea o lege. Mi se pare personal, experiență personală, că este un pas al treilea. Câtă vreme pasul 1 și 2 nu se face ca atare și nu poate fi decât la un moment dat din partea unor domn și doamne, în niciun caz, numele pe care le-am spus acum, sunt oameni la care țin foarte mult, și Cristian și cu domnul Andreescu. Spune, puneți mâna în gât ca pe vremea împușcătului, cum adică da foaia cât vreau eu, pentru că eu am o cifră de afaceri, eu trebuie să-mi scot bani. Sau instrumentiști nu vor să facă. Țineți minte perioada asta. Fără dați. Sau impresariul nu doresc o asemenea. Deci. Sau publicul își manifestă într-un fel nemulțumirea pe asemenea repertori. Ca toată lumea să fie sănătoasă și Dumnezeu să ne ajute, este ca într-adevăr Ministerul Culturii, el, profitând de această perioadă de tranziție, să afle exact ce acești tineri și mai puțin tineri vor pentru pasul ăsta de 20-30 de ani de acum încolo să obțină. Bine, nu trebuia să dorim cu toți. Să rămâneți în minister pentru că aveți... Nu, Doamne ferește, asta, Doamne ferește. Nu știți ce chin a fost pentru mine și ce bucurie, ce întoarcere la viață a fost în clipa în care am putut să fiu fie la numele trandafirului, fie la pescărușul. Primele două lucruri făcute imediat după aia și nu mai spun. Băi, adică cum adică? Eu acum să fi stat la minister, să fi fost Dumnezeilor, să fi împărțit milioane și milioane de dolari și așa mai departe și să nu fi jucat profesionistul? Să mă ferească Dumnezeu de un asemenea blestem. Dar nu se putea face concomitent? Nu. Cum n-ați Domnul jucat? Lazar Clark, cât ați fost ministru, n-ați jucat? Nu am jucat decât în ultimele 3 luni de zile când am spus mulțumesc că eu am de gând să plec. Și atunci am spus nu vă supărați. Și atunci m-am dus și am repetat noaptea cu Beligan și cu Gonța numele trandafirului și am făcut pescărușul Cătălinei Buzoianu în 8 zile, domnule Sau. V-am înțeles. Dar atunci cine să conducă ministerul ăsta? Cine să dea deciziile necesare? Nu, cine? Îmi pare foarte rău, domnul Sava, și mă surprindeți într-o oarecare măsură. Întrebarea noastră, dar ce ne facem? Dar cine să ne conducă? Sunt oameni. Vă spun, atât din partidul care în clipa de față este la putere și de guvernământ, cât și din opoziție. Nu este o problemă. După părerea mea, dacă într-adevăr ar trebui să fie o îndeletnicire în care intrarea în partide să fie absolut interzisă, ar fi tocmai îndeletnicire artistică. Adică acum, astăzi seară, noi țărăniștii venim să aplaudăm și mâine seară veniți voi, socialiștii sau pedeseriștii, și aplaudați voi și nu mergem de acolo-colo din cauza că suntem ca artistul nostru sau concertmaestrul nostru sau dirijorul nostru sau violonistul ăla, e din partidul ăla. N-ar trebui să fie. Este singura șansă să ne ridicăm deasupra, asigurându-ne ca anteu toate rădăcinile adevărate și atunci să nu există diferențieri de tipul ăsta. Bine, dar ăla e un dobitoc de, sau dobitoc de, în funcție de culoarea partidului în care este. Toată lumea are dreptul să militeze pentru ceea ce consideră el personal că este binele acestei țări. Oricine merge într-o zi la urnă și votează. Are simpatii, îi place decutare, cum să spune, dar de a transforma la un moment dat, de a măslui cărțile și a amesteca politica cu arta, este o mare greșeală. Vă spun încă o dată, nu înseamnă că un artist în ceea ce face nu este un gest politic. El nu înseamnă că la un moment dat nu luptă cu toată ființa lui pentru anumite idei de libertate, de democrație. Cine, domnule, se opune în țara asta ca după 1989 se opune culturii, domnule, și o ține la marginea lumii, o ține mahalaua societății? Cine se opune, domnule? Domnul Sava, se opune viața, într-un fel. Se opune... Dar ați cunoscut vreo epocă în care avem mai multe nevoie de cultură ca acum, domnule? Mă opune că mă prostesc imediat. Deci se opune viața asta.
Și când spun viața, mă gândesc de la animă la animă, ce suntem și ce respirăm, până la faptul că suntem unde suntem în Europa, domnule Sava. Sigur că e scris acolo, poate ați văzut, că n-am putea trăi fără acel 1% și nu 0,28 sau cât este. Dar într-o perioadă de tranziție, uneori nu apăr pe nimeni și nu protejez pe nimeni cu aceste cuvinte. Uneori există... Cine a spus asta? Dumneavoastră sunteți... Eu ca actor uit mereu și diger în mintea ca să pot avea senzația că spun lucrurile, bucuriile mele. Uneori este mai important a trăi decât a trăi bine, nu? Arta, orice înseamnă artă și cultură, este componenta atât de importantă a spiritualității unui popor. Și când spun spiritualitate, mă gândesc și la matematicieni, mă gândesc și la economiști, mă gândesc la cine vreți dumneavoastră. Am avut fericirea în viața mea să stau atât de vorbă cu domnul Grigore Moisil. Așteptam să intrăm la Molière, într-o emisiune de televiziune, și am vorbit de una, am vorbit de alta, extermecător, fermecător om. Și într-un târziu se uita așa la mine și mi-a spus: domnule Albănescu, dumneata, zice, dacă chiar ți-ai impune în cap așa, în vreo 20 de ani, ai ști că am un sfert din ce știu eu. Și eu m-am roșit așa, eram, bineînțeles, mult mai tânăr, și mi-a plăcut ce mi-a spus. Dar după asta m-a ucis, domnule Sava. Mi-a spus: eu pot să-mi văd și 100 de ani, nu fac nimic din ce faci dumneata. Deci, harul, care nu se învață, care se moștenește, este o componentă a spiritualității acestui popor. Iar vă spun că la mijloc mi-e teamă, domnule Sava, că există o anumită neconcordanță pe de-o parte și neorganizare corectă a spațiului, a timpului și a banului. Eu cred, domnul Sava, cu bani mulți știu oricine să facă orice, nu e o problemă. Dar vom avea tot mai puțin bani pentru cultură. Nu sunt atât de pesimist ca dumneavoastră. Nu cred asta. Au trecut 6 ani și jumătate. Domnule Sava, s-a făcut Danaidele la Craiova, unde ați fost și ați văzut, ați stat 3 rânduri mai în fața mea și ne-am bucurat cu bani mulți, buni și grei. Păi cine a dat banii ăștia? Cine arunca pe fereastră, ar spune cine știu eu. Și cine știu eu, i-a spune: nu, fiule, nu sunt bani aruncați pe fereastră. Singura mare problemă este următoarea, ca într-adevăr acești oameni care se uită acum la televizor și mulți ca dânsii să se adapte, să învețe că o componentă a respirației domniilor lor este și gestul artistic ori cultural, cum e cartea pe care dumneavoastră nu o lăsați din mână. Și atunci, a doua zi, indiferent de îndelinicire, lucrurile vor merge mai bine. Aș vrea să vorbiți puțin despre dascăle dumneavoastră. Cine v-a dat această coloană vertebrală pe care o aveți și acest suflet uriaș pe care îl posedați? Săptămâna asta a fost sărbătorit centenarul unui mare om al acestei țări, care s-a numit Ștefanes Nicolau Nifra, microbiolog, crescut într-un fel în Paris și a dat nim științe românești. Au vorbit elevii săi. Și ce și-au rămas înmemorit este că la un moment dat continuatorul său la direcția Institutului Inframicrobiologiei, profesorul Cajal, a vorbit și în ultima cuvinte am simțit o lacrimă. Adică omul a trecut centenarul, nu? Poți, câți nu sunt uitați într-o 100 de ani. Profesorul Cajal, un om la 75 de ani, și-a amintit de profesor cu o lacrimă. Și atunci am încercat să mă gândeam ce deosebire dintre un artist și un om de știință. Noi suntem niște actori, de fapt, cu bârfa asta noastră față de un om de știință care e capabil de asemenea gest. Ați lăcrima pentru dascăle dumneavoastră? Plâng în hohote, domnule Sava. Că, de exemplu, între un om de știință și un actor, nu? Hai să o luăm pe profesoara mea, doamna Aura Buzescu. O regină. Este o prăpastie, domnule Iosif Sava. Acel om a lăsat o operă scrisă, la care toată lumea se referă în continuare, care uneori este depășită de domnul Cajal sau de alți tineri care vor fi fiind după dânsul,
Și el este o bibliotecă acolo. Este o carte. 2, 3, 9, 10, 100. Opera acelui om de știință. Un actor lasă după el doar zbor. Pentru o seară. Și nimic altceva. Eu mă lupt cu lacrimi în ochi să explic studenților mei, cine au fost profesorii mei, cine au fost oamenii de prima mână ai teatrului când eu intram în teatru. Și dânsii zice, da, bine, dacă dintr-o respect, așa cum să vă spune, ce va fi, dacă ziceți dumneavoastră. Aura Buzescu nu a lăsat de pe dânsa filme. Nici Bălțățeanu, nici altă lume n-au lăsat filme. Foarte puțin. Și atunci dânsii trebuie să se mulțumească cu, să mă creadă pe cuvânt, cum se spune. Pe mine sau pe, cine să zic eu, domnul Silvestru, care a fost pe vreme, mai trăiește astăzi și la vremea aceea era tânăr cronicar care scrie despre dânsii. Este foarte mare diferență. Este enormă diferență. Și atunci, paranteză, mă lupt cu ghearele și cu dinții și până la urmă am să reușesc să existe un curs în cadrul Academiei de Spectacologie. Să se știe cine au fost actorii care au jucat, ce învață ei la istoria teatrului, la dramaturgie. Să învață și asta. Bun. Și atunci, vedeți dumneavoastră, fără doar și poate că până la apariția televiziunii și anume în a doua parte a sa, când a început să fie înregistrat spectacolul de teatru de televiziune și așa mai departe, aceste sfinte umbre trăiesc numai prin lacrima predecesorilor și niciun fel al minte. De ce scrieți versuri, domnule Angulescu? Păi vă spun imediat de ce scriu versul, domnule Sava. Este un supliment de semn. Și nu e frică, este un moment... Nu e frică că sunteți, ca actor, sunteți pe sus, pe valuri, dar atâta poeți mari avem. Da, eu nu sunt un poet, domnule Sava. Eu sunt un actor, vă mulțumesc că m-ați făcut mare, nu numai mama, tată, dar și dumneavoastră, și care simte nevoia acestui supliment de semn, ca tot pigulin pe marginea textelor, și pigulin, și pigulin, și la un moment dat, în pigulina aia, s-au adunat și un gând, și un gând, și un gând, gând. Și odată, un prieten de pe vremuri, domnul Mircea Ciobanu, și alt prieten de acum, a spus, a, mai poleam așa, le dăm odată, că ce o să fie. Nu o să se vândă niciuna. Ce minune, s-au vândut toate. Vă ascult versul. Bună seara, doamnă. Ia-mi inima. Sunt gata. Nu credeam că vii azi. Am încurcat data. Oricum ești binevenită ca întotdeauna. Îți mulțumesc, doamnă, și îți sărut mâna. Primește-te, rog, în semn de cinstire cea din urmă a mea amintire. Blidul acesta cu fructe și pâine. Fosta mea cină, nimeni.
Pune-mi în lume perechea și fură-mă cu urechea. Fură-mă cu ochiul să-mi treacă de ochiul. Înneacă în lacrimi tăciune și desfă-mă de închinăciune. Aruncă apă în focul din vatră și o să fugim la ziua din șatră. Sparge-n călcâie ghiocul să luăm cu noi doar norocul. Merge-n unchii lor să-ți bat în zori clopotul fustelor pline cu flori. Ne-am băga amândoi robi la iubire și ne-am boteza mireasă și mire. Ați învățat la doamna Buzescu să citiți versuri? Sigur că da. Generația asta voastră e formidabilă, domnilor. Nu, o generație este o promoție. Vă spun încă o dată, este o promoție. Eu zic eu generație. Care anul ăsta face 40 de ani de cât a absolvit și am și eu un fix. Unde mă duc și unde mă lasă, dacă mă lăsați și dacă telespectatorii mă lasă, eu citesc catalogul. Dați voie? E frumos. Chiar e interesant, vedeți, care mai suntem, care nu mai suntem. Deci, Albulescu Iorgu, Buleandră Ion, Bure Flavia, Enache Praida Nicolae, Dobre Victoria, Fera Gheorghe, Floca Acilen Nicolae, Haucă Igor, Mihai Draga Olteanu, Niciu Ion, Nica Elena, Popovici Silvia, Pelea Amza, Reu Senil, Săsăran Ion, Puican Dan, Arnăutoiu Valeriu, Arghezi Mițura, Băncilă Sanda, Cimbru Odilo Victor, Constantinescu Mircea, Cremenciuc Stelian, Cozorici Gheorghe, Constantin George, Laza Eugenia, Matei Valeria, Rauțchi Constantin, Revenciuc Victor, Rucăreanu Dumitru, Stănculescu Silviu, Todoran Eugen, Toma Sanda, Verești Anca Ionescu. La această listă trebuie să mai adaug trei nume însă. Au mai fost trei nume care au plecat în anul 2, din vari motive. Gina Patrichi, care mai fac meseria aceasta, au fost mai mulți. Andrei Ionescu, de la Teatrul Național, și unul dintre cei formidabili dumneavoastră montări, care s-a chemat Victor Videriu. Am închis. Da, e cutremurător ce am ascultat acest catalog. Ce mari sacrificii ne-ați adus voi. Există vreo explicație? Sigur că da. Sigur că da. Dar știți că aveți o stea specială, ca toți cei născuți în 33-34. V-ați gândit vreodată la asta? Cel puțin așa eu, din frecventarea atâtor personalități și a istoriei. Domnul Sava, a fost atât de mare lupta, încât a te mai gândi că ești o stea, că ești un an, că ești nu știu cum e, e foarte complicat. Dar vă spun, suntem o promoție, cum spun, care am devenit actorii care suntem. În bună măsură, neavând acces la clasici. Puțini au fost aceia care au jucat puține roluri. Un Shakespeare, 2-3, un Molière acolo, un ce-o mai fi fost și în restul, dă-i și dă-i și dă-i și dă-i și luptă, vorba lui Caragiale. E bine, n-a fost deloc ușor. Mi-a citat trei nume uriașe pentru mine, așa, Cozorici, Constantin, George Constantin, nu? Rebenciuc. Ați fost vreodată invidioși pe talentul lor? Cred că niciunul dintre noi niciodată n-am fost și nu vom fi invidioși.
Un actor nu invidios? Între, da. Există? Da. Asta este, dacă vreți, într-un fel. Și vă rog să notați că știu ce spun. Știu ce spun. Asta este, într-un fel, culoarea specifică a acestei promoții. Nu am fost invidioși între noi. Istoria teatrului românesc cunoaște promoții. Scurtă paranteză. Ni se spune promoția de aur, da? E bine, vreau să fie foarte limpede pentru toată lumea că această promoție de aur nu ar fi fost cu putință dacă înaintea noastră nu ar fi fost promoția de platină. Nu ar fi fost promoția de diamante. Deci venim, domnule Sava, nu suntem în pustiu. Venim din generații extraordinar de valoroase și avem o singură speranță, o singură rugăciune pe care o facem înainte ca să ne punem capul, sper, liniștit pe pernă, să lăsăm după noi oameni care, într-adevăr, să ducă acolo unde merită. Acest pământ are talent pentru teatru, domnule. Pentru muzică și pentru teatru are talent, oricât de greu ar fi, oricât de nemernic ar fi viața. Acești români s-au dovedit în perimetrul acestei țări, cât și ieșind afară, nu vorbesc de actorii de teatru care sunt legați de blestemul limbii, au fost niște mari muzicanți, cum spunem noi. Mari muzicanți. Dăm tonul, cum se spune în orchestră, și astăzi, în foarte multe filarmonici, avem cel puțin 3 sau 4 filarmonici afară. Știți mai bine decât mine asta. În Spania avem 262. Iată-te. Dar generația asta care ați o creșteți, elevii dumneavoastră, uite, nu mi-am notat aici câteva nume, Rab Dembrinski, Florin Piersic Junior, Jita, Mobilă, și așa mai departe. Și așa mai departe. Sunt la înălțimea tradițiilor? Sunt prin unul din coordonate, cel puțin deocamdată, domnule Sava. Prin seriozitate. Auziți ce spune în dilema de astăzi maestru Radu Veligan? Da, sunt curios. Cine poate formula astfel, spune Radu Veligan, proiectul de a fi, în primul rând, de a exista la valoarea noastră proprie? Nu modele de care ne atașăm și detașăm cu nonșalanță, e să ne asigure acest statut. Nici batjocorirea teatrului în numele noutății cu orice preț. Înainte vreme când exista o controversă între doi oameni asupra felului cum se pronunță cuvânt, cei doi veneau să se verifice la național. La teatru auzeau pronunția de referință. Acum unde să vie? La teatru ca să audă urlete, mărăituri, icneli, să admire zdrențe? Publicul plătește să vadă Shakespeare și se arată pe scenă diferite moduri de copulație, ca la bordel. Vrea să asiste la o reprezentație, fiindcă teatru nu e decât, nu e o simplă prezentare, și vede actori care joacă în pielea goală și spun tot felul de insanități pe podium. Amarnică fraza a maestrului Veligan. Îmi pare rău pentru Radu. Îmi pare foarte rău. O asemenea amarnică frază trebuie detailată și argumentată până la ultima virgulă. Ca să se facă filmul ăsta, cel mai iubit din pământeni, ca să se întoarcă minunata carte a lui Moncher Preda și să devină film, trebuia o trădare. Sunt pagini, zeci și zeci și zeci de pagini de analiză. Cum să le faci? Respectându-l pe Marin Preda. Absolut. Absolut. Respectându-l pe Marin Preda. Ori Marin Preda spune în toate analizele sale că perioada aceea din pușcărie, ceea ce îi făcea lui Dumnezeu, a fost floare la ureche pe lângă muntele de suferință care a venit după ce a ieșit din pușcărie de acolo. Iar atunci artiștii, ăștia artiștii, au căutat să arate ce poate fi mai scabros, mai dezgustător decât o violare homosexuală. Ce faci să spui, opriți? Dom'le, am primit scrisori, nu ți-e rușine, mă, animalului, cum e posibil să faci ceva? Este ceva așa... Am primit scrisori, dar da? Nu, ca Filip nu are după ce a făcut la Grand Buf, a? Cum e posibil, dom'le? Omul a dat atunci răspunsul, care nu îl dau acum, a înjurat pur și simplu. Și atunci, practic, acel viol de tip homosexual care a fost în film a reprezentat un mijloc artistic ca pe un spațiu, cât avea spațiu și el din filmul ăla, să poți să aduni toate zecile de pagini de analiză și să dai acest punct cumplit în plex spectatorului, care să-și dea seama, Doamne, mai dați-mi o dată pumnul ăla, numai să nu am parte
de o viață ca aceea după. Deci este vorba de nivelul mijloacelor. Deci, Radu Bedigan, vreau să vă spun așa, dacă are foarte mare dreptate, atunci când toate aceste mijloace, aceste cumuri, cum se spune, cum să facem asta? Cum să facem asta? Sunt gratuite. Când ele reprezintă, de fapt, totul în opera respectivă. Și atunci când ele sunt ca atare, niște mijloace determinate de ceuri și de ceuri, cum spunem noi în meserie, de niște cerințe, iar ne întoarcem la povestea că la ce e bun Ministerul Culturii? La ce e bun un dezbrăcat? La ce e bun? Pentru că a răspuns unor cerințe de expresie. Și atunci, în acel moment, accept acest lucru. Sigur, putem motiva orice și m-ați spus. Nu vreau să motivez orice. A fost o chestiune cât se poate de clară. M-ați întrebat și v-am răspuns la obiect. Nu se poate argumenta în general, cum nu se poate acuza în general domnul Iosif Sara. V-am înțeles. Eugen Tudoran, spre bucuria mea, remarcabil regizor din televiziune, e cu noi, în car, alături de doamna Stuparu. L-am rugat să-mi aduc un mic fragment din Don Carlos pe care l-ați făcut și care îți brinde un mare succes al teatrului de televiziune în ultimul an. De mult n-am mai văzut o piesă atât de vibrantă și bine pusă, nu? Liviți pe domnul Tudoran, nu? Da, dar ce surpriză asta cu Don Carlos, da. Într-adevăr, vreau... N-a vrut să-mi dea banda de mână, să nu cumva se întâmple ceva, că e un patrimoniu. Dumneavoastră, sunt artist și să fim atenți ca artiștii. Dar dacă domnul Tudoran se găsește în car, pregătiți, doamnă. Deci e pe 2-2-4-2-3. Ascultăm 4-5 minute câteva replici, nu? E bine, e bun un Don Carlos acum. E bun un Don Carlos. Îi puteți da drumul? Sunteți așteptat, marchize. Ai mai vorbit cu mine? Niciodată. Ești un om care ai adus coroanei servicii mari. De ce n-ai vrut să vii în fața mea să-mi dai prilejul ca să-ți mulțumesc? Abia sunt două zile, sire, de când am revenit în țară. Eu nu sunt omul care să rămână dator celor care l-au slujit. Cere. Cer o favoare. Mă bucur, sire, de dreptul legilor acestei țări. Dreptul acesta l-au și ucigași. Cu atât mai mult un cetățean cinstit. Nu vreau mai mult. Ai ieșit din slujba mea. Spre a lăsa locul altuia mai bun. E o pierdere pentru coroană. Ori poate te-ai gândit că vei găsi ceva mai vrednic pentru o minte ca a dumitale. Un ochi de prins să vadă ar fi citit la cea din tâi privire la ce-i sunt și la ce nu destoinic. Da? La ce? Sire, nu știu să îmbrac în vorbe de supus tot ce gândesc, ca cetățean al lumii. Când pentru totdeauna am rupt-o cu coroana, m-am crezut scutit să dau vreo socoteală. Dar, dacă ar fi să aleg între disgrație și dispreț, aș vrea să trec rău făcător mai bine decât un prost în ochii voștri, sire. Nu pot fi, sire, servitor regesc. Nu vreau să-mi înșel cumpărătorul. Căci voi, învrednicindu-mă cu o slujbă, vreți numai fapte poruncite, vreți brațul meu în luptă și capul meu în sfat, nu fapta mea, ci încuvințarea cu care e primită ea la curte. Ea vreți să fie scopul faptei. Ori pentru mine prețioasă e fapta. De ce să fiu odaltă când pot fi însumi sculptor? Atunci caută un loc unde să fii ce ai năzuit? Nu știu niciunul. Nu poți să. Sire, vă rog, nu
Nu mă alegeți pe mine să răspândesc în lume fericirea creată de națimea voastră. Nu pot fi sile nici la rege. Slugă. Ești protestant? Nu m-ați înțeles. Tocmai de asta mă temeam. Credeți că aș putea fi primejdios? Fiindcă... cuget. Pentru idealul meu nu-i coaptă încă vremea. Eu sunt un cetățean al vremilor ce vor veni. Și eu sunt cel din tâi ce te cunoaște astfel? Da. Dacă așa stau lucrurile, mă gândesc să născocesc la curte o slujbă pentru un cetățean al vremilor ce vor veni? Sire, sire, ce umilă socotiți voi demnitatea omenească. Dar cred că știu de ce gândiți așa. De vină sunt tot oameni. Ei singuri și-au lepădat noblețea. Ei singuri au coborât pe treapta asta joasă. Cum ați putea să prețuiți asemenea oameni? Cum ați putea să-i mai stimați? Da, e oarecare adevăr în asta. Și ce păcat! Acum vă rog să îngăduiți să plec. Mi-e inima prea plină și ispita de o deschide mult prea mare. Domnul Tudor a meritat toate felicitările pentru ce a făcut în televiziune. Și ar trebui să facem în fiecare lună o piesă, nu? N-avem mijloace, din păcate. N-avem nici spații de desfășurare. Iubiți televiziunea, nu? O, Doamne Dumnezeule, dacă am început de când era experimentală, am fost printre primii actori care au venit aici și au lucrat, foarte mult. Cel puțin în prima parte, câtă vreme nu erau înregistrări, am avut foarte multe emisiuni, fie de teatru, fie emisiuni culturale, fie ce vreți dumneavoastră. Și am atâtea amintiri cu atâția prieteni aici, care majoritatea sunt prietenii mei de dincolo de cameră și cu care uneori cu dâns și mai... Chica Lungu este aici, iată. Este aici... E șeful echipii noastre, de operator, da, de... Este un om minunat și de care mă leagă ani și ani și ani. Atâția ani de zile de când tot robotim așa de o parte și de alta camerei aici în această televiziune. Da, este un lucru minunat. Iar posibilitatea de a face spectacole de acest gen, spectacole care să nu fie nici film, să nu fie nici alt teatru adus, ci pur și simplu teatru de televiziune, care este, după părerea mea, cea mai importantă biruință a lui Eugen Todoran, este un lucru pentru care nu avem decât să ne închinăm și să îi mulțumim. Maestre... Maestre, vine o întrebare grea, precis. Da, uitați-vă că am 25 de întrebări și aș vrea să citesc 4 interlocutori, nu știu. Da. Popescu Amelia, care a fost relația domnului Arbulescu cu Andrei Șerban? Excelent. Un moment, pe cele răspund. Nu, că toate, le citesc pe toate. Matescu Iuliana, medic, domnule Arbulescu, vă rog să explicați de ce l-ați dat afară pe Andrei Șerban. Bun. Altă întrebare, Costin Ștefan, aveți vreo contribuție la plecarea lui Andrei Șerban? Nu atâta? Petru Dumnezeu, relațiile mele cu Andrei Șerban au fost excelente. Absolut excelente. El mi-a oferit să dau audiție și să intru în trilogie. Numai că ce mi-a oferit el era egist. Este amantul tânăr, după cum bine cunoașteți. Și nu era cu putință acest lucru. După aceea am jucat în Cine are nevoie de teatru. După aceea Andrei Șerban a dus în teatru Cabinierul, unde am jucat rolul pe din două cu săracul Cozorici. Deci relațiile între mine și el au fost impecabile din acest punct de vedere. Punctul 2. Nu eu și sub nicio formă nu l-am dat afară pe Andrei Șerban. Conflictul lui Andrei Șerban a început de la acel interviu dat de domnul ministru Golu, într-un moment când eu nici măcar nu eram la minister, nu eram în București, după care lucrurile au evoluat extrem de rapid și nu știu de ce Andrei Șerban a ales să zică toată vremea că este Mircea Arbulescu care l-a dat afară. Plecarea lui Andrei Șerban s-a făcut pe baza unei demisii scrisă ca atare
și am avut o discuție, chiar un fel de ședință, dacă vreți, în care era Pinu Calamitru, sper că urmărește emisiunea, dacă nu a înregistrat-o și o arată cineva. A fost acolo, am discutat acest lucru. Domnul Golu s-a dus personal la Teatrul Național și i-a explicat că, în fine, ce i-a fi explicat acolo. Problema era că nu poți să fii managerul unei instituții ca Teatrul Național și să stai numai două luni în țară. Iar cred că... Credeți asta? Da, cred, sincer. Absolut. Nu se poate. Cum adică? Ar fi existat Peter Brook cu o asemenea concepție? Nu ar fi existat în București, dar a existat acolo, unde este el și unde zi de zi, ceas de ceas, a păstorit un teatru. Este cum? Adică cum se... Zi de zi, o lună, două, pentru că e invitat în toată lumea. Ca și Andrei Șerban. Nu cred că lucrurile stau chiar așa. Îmi pare foarte rău. Nu cred că asta e rațiunea lucrului. Nu invitațiile în altă parte l-ar fi împiedicat pe Andrei Șerban. Îmi pare foarte rău, m-am jurat. Un om mi-a spus atunci când am vrut aproape să mă sinucid, pentru că am văzut o atâta ură și cu atâta... Ce-ați vrut? Atâta, să mă sinucid, cum se cheamă? Cine, Mircea Albulescu? Da, absolut. Am spus pentru Dumnezeu, dar nu am nicio vină. Cum este posibil să mi se pună în cârcă toate acestea, că eu l-am dat afară pe Andrei Șerban? Adică cum? Eu am scris să fie dat afară de mâine Andrei Șerban? Dar n-am dat afară în felul ăsta pe nimeni, nici măcar pe directorul de la ea, sau nu știu care, cine a fost, oricine, un actor, un figurant n-am făcut această chestie. Cum o să fac asta? Asta este o aberație absolut splendidă. Spus, cum a putut să fie dat afară Andrei Șerban de la Teatrul Național? Motivele pe care Andrei Șerban le-a avut ca să plece din țară prin demisie sunt multe, majore, îl privesc personal, dar în nici unul dintre ele, numele lui Mircea Albulescu nu este amestecat. Foarte limpede. Deci, stați puțin. Dar nu vă pare rău că l-am pierdut pe Andrei Șerban? Domnul meu, dumneavoastră m-a întrebat două lucruri atât de deosebite. O, acum m-a întrebat cum a fost posibil să-l împuși pe Andrei Șerban. Eu am întrebări. Ascultă-mă puțin. Și eu răspund dumitale și prin dumneavoastră. Și acum am spus, dacă îmi pare, cum să nu-mi pare rău? Dar cui să nu-i pare rău? Asta e esențial ce îmi spuneți acum. Dar cui să nu-i pare rău? Îmi pare rău mult mai mult. Îmi pare rău, de exemplu, că ultimele spectacole, dintre care și Shakespeare-ul, din păcate, nu i-a ieșit lui Andrei Șerban așa cum ar fi trebuit. Îmi pare rău de felul cum a ieșit Oedipul și singura modalitate de a te întoarce la viață artistică este opera. Domnul... Ce nu v-a plăcut la Oedipul? Nu intrăm acum în această discuție, pentru că cred că nu este Oedipul, să fim sănătoși. Nu mi-a plăcut. Vedeți, munca noastră stă sub acest și sub acest semn. Cum e piesa? Zice, de mine nu mi-a plăcut. De ce? Păi dacă nu mi-a plăcut. Nu mă acopăr cu opiniile altor oameni de ce le-a plăcut sau de ce nu le-a plăcut. Eu mă înregimentez între oamenii cărora, din păcate, repet, din păcate nu le-a plăcut Oedipul. Final, nu sunt dintre oamenii. Și cine a spus asta? Cine a spus asta, o să-l bată Dumnezeu, care spun, ce bine că a plecat un artist și a rămas noi, mici găinari, să punem mâna pe putere și să jucăm noi ce știm noi și ce ne place nouă. Gesticulez sus ca Marin Moraru pentru simplu motiv că mi-am dat seama că era cadrul apropiat. E o chestie de instinct de actor de televizor. Apropiat cadrul, doamna. Deci, nu. Deci, povestea este asta. Nu. Îmi pare foarte... Îl aștept oricând. Eu am trimis student, Dan Tudor, trăiește. A avut premier acum câteva serii la Odeon. A plecat la Arace, am spus, du-te și stai acolo și stai pe lângă Andrei Șerban și vezi tot ce poți să înveți, după care vină și vorbește-ne. Și așa mai departe și așa mai departe. Este o mare prostie. O prostie să-și închipuie cineva că Albulescu, nu spun sunt unii, nu mă bag, nu discut, nu cunosc. Cunosc pe Albulescu și este o mare prostie să spună ce bine că a plecat și Andrei Șerban. Nu. Nu. Și iarăși nu. Cernescu sau eu i-a scris nu știu câte scrisori. Vino și montează. Ce vrei să pui? Zice, nu viu acolo decât dacă și dacă. Și au fost o serie întreagă de condiții. Mă rog. Ce condiții? N-are importanță. Dar te sleștim cu toți. Nu. În transparență, nu? Chiar n-are importanță. Adică să plece Mircea Albulescu? Absolut. Să nu mai fie să ăsta, ca acest noroi care nici măcar nu există și nici măcar actor nu mai este. Dacă vreți să știți de ce am făcut o serie... Asta e o măgărie, domnul Sava sunt un actor, nu e. Domnul Sava nu mă face să scoateți faxurile de sumă, să scot faxurile de sumă semnate. Bun. Deci, încă o dată vă spun, dacă am făcut și Don Carlos, dacă am făcut și Profesionistul, dacă am făcut și alte lucruri, a fost din această spaimă din noaptea aceea, când am zis, Dumnezeule, dar dacă are dreptate, pentru că s-ar fi putut, domnul Iosif Sava,
ca Andrei Șerban să aibă dreptate. Iar singurul lucru care ne îndumnezește, cum spuneam acum o oră sau nu știu cât, și care ne dă dreptul să vrem să mai trăim, este opera noastră, care este singura, opera mea, să nu vorbesc în numele altora, care este singura mea rațiune de a trăi. Sunt însurat cu Mioara Albulescu. De 30 și mai facem 2-3 ani și facem peste, la anul facem 40 de ani de căsnicie. Și știe cum i-am călcat viața în picioare, te rog să mă ierți, Mioara. Pentru faptul ca să mă duc la teatru, la teatru, la meserie, la teatru, la meserie, la teatru, la meserie, la teatru, la meserie. Toți mari actori. Mama mea era moartă pe masă, la morgă, și eu am jucat în seara aceea comedie. Tatăl meu, când am venit, eu veneam din Italia, unde eram într-un turneu, și în seara aceea aveam spectacol, Galigai. Și cineva de la aeroport m-a luat, a spus, lasă bagajele, du-te repede la teatru, că începe piesa. Am fugit repede cu o mașină la teatru, am jucat actul întâi, a fost pauză de la actul întâi, și a venit nevastă mea și zic, bine, vine, bine, te-am găsit. Și când, zice, Albulescu, scenă, să începe, zic, dar de ce ești îmbrăcat în halul ăsta, Andor? Și a murit taică tu. Și am plecat în scenă. Nu vreau să fiu nici patetic, nici melodramatic. Dar vreau să înțelegeți că pentru mine această meserie este sfințenie. Repet chestiunea. Am simțit acest lucru, am vrut să mă sinucid. Nu neapărat să-mi trag gloanțe în cap. Domnul Sava, îndeletnicerea actoricească este pe un har care se pierde cât ai clipi. Cât ai clipi. Uite, sunt atâtea exemple tragice în meseria noastră. Odată, fără o neatenție, a trecut, încearcă și nu mai poate. Și am zis, Dumnezeule, dacă Andrei Șerban, nu am nimic, dar absolut nimic, dar absolut nimic de împărțit cu Andrei Șerban. Și într-un fel îi mulțumesc pentru propozițiunea, nici actor nu mai este, pentru că asta m-a făcut să mă verific pe mine în ochii mei, în primul rând, și mi-a furnizat puterea să pot să fac aceste câteva roluri. Începând cu prima piesă care o fac, m-am întors, a fost Ondin, făcut de acest Horia Popescu, cu care aici, la Profesionistul, sunt la 11-a colaborare. Am început acum în 1959-60, dansatoarea Gangster și necunoscută, o piesă care a văzut-o până la Madame Mulandra și care jucam cu Gina Petrini și cu Ionescu John. Și de acolo, încet, încet, Dantonu, Richard al III-lea, Marea, generoasa fundație, și așa mai departe, și așa mai departe, și așa mai departe. Nu e dor de Dantonu, celălalt care a scris București? O, Doamne Dumnezeule, cum să nu fie dor? Chiar există nenumărate voci care spun, de ce nu reluăm Dantonu? De ce nu reluați Dantonu? Nu este posibil cu mine, domnule Iosif Sava. Dantonu avea 35 de ani. Revoluția franceză a fost făcută de oameni tineri, ardenți, nebuni, extraordinari. Nu poate să vină un bărbat așa energic cum sunt eu, de 62 de ani, și să joace Dantonu. Dar Dantonu acela lui Camil trebuie jucat. Fără îndoială. Büchner este un mare autor, să-i dea Dumnezeu sănătate. Franțuzii sunt cu un teatru extraordinar, dar un Dantonu ca lui Camil Petrescu, îmi pare foarte rău să spun, încă eu n-am citit. O fi fiind, dar n-am citit eu. Doamna Suparu, mă rog, un lucru. Vedeți, puneți în magnetoscopul carului filmul ăsta 27353, cred că l-am dat, ochii care nu se văd. Da, este un, până când pune doamna Stoparu caseta, în două cuvinte, este un serial imaginat de Danek Șulea, un prieten din copilăria televiziunii noastre, care a fost început cu mult înainte de 89. Și la care a lucrat foarte mult și Lucia Hosu Longin, și care, dacă televiziunea va avea grijă de propriul său copil, ca să poată să-și facă toată munca asta imensă de post-procesare care se face, înseamnă că în această primăvară vom începe să vedem și acest serial care se cheamă Ochii care nu se văd. Băi, ocupat. Uite că trebuie să arunc de minute să mă și mai mult, să fie nicio. Dacă are ciorbă de burtă, o om de fac. Dacă nu are, dăm un pieț și o lume de bani. Dar, adică, nu, stați aici că stai în ciorul. Thank you.
rog mâinile, domnice. Ce-ți mai fac prunci? Iertați-mă când v-am recunoscut. Sper că așa de rar în prima vreme pe aici. Ciorbă de burtă aveți? Avem. Vine șeful, el i-a comandat. Bine, atunci să vină șeful. Nicio speranță? Știți, când am fost ultima oară la inspectoratul județean, mi-a promis... Bere? Doriți bere? Lăsați-mi. Bere? Nu, dacă se poate, apă minerală și două ciorbe bune. De ce a rămas așa? Stai la tabloare cu clienții? Stai la bucătărie! Haide, mișcă! Doriți bere? Da. De ce vorbiți așa urât cu ea? Vreți să comandați ceva? Că eu n-am vreme de... Am comandat adineu, n-ați auzit? Eu n-am auzit. V-am spus limpede. Apă minerală și, dacă se poate, două ciorbe bune. Nu mai este ciorbă. Auzi? Apă minerală și două ciorbe bune. Să vedem dacă mai este. Dar ne suferi s-au mai făcut și buscă. Înainte aici era responsabil fratele Ilie. A murit săracul. Într-un accident stupid în trecut. Femeia care a curățat masa a fost nevasta lui. Acum a rămas singur cu doi copii. Și ca să-i poată îngriji, a acceptat să lucreze aici. Stai puțin, că nu înțeleg. Cum adică șeful e cumnatul ei? Cumnat, ați înțeles bine. Eu sunt inspector școlar în județ. Femeia asta, de fapt, este învățătoare. A venit aici cu bărbatul, a renunțat la activitatea didactică și acum... Scuzați-l, așa este el. Vă rog, tovarăși inspector, poate se găsește ceva liber și temporar. Și mai departe de aici, numai să scap din... Mișcă mai repede. Te așteaptă clienții. De-abia se mișcă și atâta treabă e aici. De ce nu te porți mai blând cu ea? Că doar ți-e cumnată, ce naibă. O cunoașteți? Știți ce e o pacoste pe capul omului? Deci nu-i permesi că n-am lăsat-o de izbeliște și că n-am dat-o afară din casa fratelui meu. Că eu săracul n-a avut parte. A rămas o mironosiță care se lăfăie. Te rog eu frumos, lasă-mă să-mi tihnesc căciorul. Nu am vorbit cu dumneata. Adu-mi mie este varză cu carne. Da. Ne aude, secretar. Triste că nu există nicio posibilitate de reîncadrare. De ce nu vă zbateți? De ce nu căutați mai temeinic posibilitatea asta de reîncadrare? Eu? Eu mai întâmplător. Și nici nu-i de resortul meu, eu mă ocup de... Păi vezi, dumneata, aici e toată povestea. Dumneata întâmplător a trecut pe aici, dumneata întâmplător o copătime și dumneata întâmplător a aflat că nu e de resortul dumitare. Cheamă-mă pe așa să facem plata. O, mamă, e de ciorbă. Mie mi-a plăcut. Mie nu. Foarte interesante reacții la scrisorile pe care mi-e trimite mereu cu regizorul de studio, Alexandra Chilie, Alexei Vaxelescu, domnul Albulescu, vă iubesc, sunteți un mare actor. Mulțumesc frumos. Auziți, Constantin Niculescu, domnul Albulescu, sunteți un mare actor, dar e păcat că sunteți cu puterea. Da. Ce înseamnă să fii cu puterea? Hai să mai discutăm, odată am discutat-o. Da, bine am discutat. Ce înseamnă? Să joc mai prost, că nu sunt cu puterea, să joc mai bine, că sunt cu puterea. Ce are una cu alta, doamnelor, domnișoarelor și domnilor? Popa Ion, domnul Albulescu este la mare înălțime. Am fost săritor de înălțime în tinerețe, am avut chiar record național de junior la un moment dat. O scrisoare din Craiova, domnul Albulescu, domnule Sava, v-a redus la tăcere. Domnule Albulescu, domnul Sava v-a redus la tăcere. Nu, așa. Este cum punem accentul aici. Da. Apropo de publicistica dumneavoastră, am găsit un articol pe care nici nu știam. L-am și furat de acolo, pentru să-l pun la mapa mea, așa. În 94 vorbeați despre teatrul Dinu Săraru, care l-a invitat pe Sava ca să salveze muzica. Nu. Nu știu, spuneți. Nu. Ce vorbiți articol, da. Da. Dar nu asta e cu... Important este că acolo vorbiți despre
teatrul unor personalități. O teză fundamentală. Dinu Săraru a demonstrat că teatrul poate fi teatrul unei personalități. N-am auzit bine. Unei sau unor personalități? Dumneavoastră spuneți unor personalități. Deci așa? Da, corect. Da, fiecare teatru a unei personalități. Da. Nu e un plural aici. Un teatru poate să aibă o singură personalitate. Sau mai multe personalități. Nu, care lucrează în teatru. Nu, interesant este să ai un director manager ca să fie o personalitate și să-și spună amprenta asupra teatrului. Viața vă contrazice, domnule Iosif Sava. Dacă ar fi să luăm pe prietenul nostru, Emil Boroghina. E o personalitate care... A devenit o personalitate pe măsură ce teatrul lui a fost o personalitate. Și a demonstrat că e o personalitate. Fără doar și poate, dar iată că și există... Și demonstrează zi de zi fără că e o personalitate. Fără doar și poate, dar iată că nu s-a instaurat o personalitate care a tras teatrul după sine, ci din interiorul teatrului, un om de o pricepere, de o bunăvoință, de o modestie impecabilă, cum este Emil Boroghina, a făcut în așa fel încât să aducă, în primul rând, pe Cornișteanu, care a făcut acolo spectacolul care l-a făcut, ca apoi să apară această minune în clipa de față europeană, cel puțin, care se cheamă Pulcărete și care face acolo niște lucruri, dar nu-ți vine să crezi că e adevărat. Te jupește în timpul spectacolului. Iată marele merit și iată componenta personalității lui Emil Boroghina. Deci, este foarte periculos. Și Pulcărete de cine la București? N-are timp acum să fie la București. Pulcărete, păi, să nu se supere nimeni, dar devalez un mic secret, da? Pot să o fac? Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, nu vă supărați. Erau foarte avansate discuțiile la un moment dat ca Titus Andronicus cu Ștefan Iordache să se monteze pe scena Teatrului Național din București. Și s-a spus... Nu. Sapeți cum vorbesc ca pe vremuri la partid. Cine a spus? Ministrul Andrei Șerban. Andrei Șerban. Nu era ministru secretar la vremea aia. Perche. Domnule, perche. Asta? Dați un fac și întrebați. De ce a zis nu? Eu m-am întâlnit cu ei pe scări. Intrau și mergeau sus la Andrei. Și îmi frecam palmele de bucurie. Zic că acolo apuc să joc și eu ceva. Cât de cât. Și... Deci, de ce nu este Pulcărete la București? Pe Pulcărete este și el acolo unde răspunde domnul Sava. Ce vorbeam la 5:30, 6 până un sfert? Unei necesități. Iar Craiova, în mod necondiționat, i-a spus, domnule Pulcărete, poftim la noi și noi facem ca dumneata să-ți poți exprima arta dumitale regizorală în mod plenar. Și așa, încetul cu încetul, s-a ajuns ca să se facă spectacolele, cele trei, ultimele trei spectacole, dacă nu chiar patru, cu adevărat fantastice, în care toată lumea a spus, da, este firesc ca el să vrea. Și este firesc ca noi să-i dăm. Ori a ține, el a fost în București, el a fost directorul Teatrului Bulandra. Nu? Silviu. Și iată că e chiar în teatru, apropo de putere. Apropo că vreau să am puterea în teatru. Păi mai putere cât a avut în Teatrul Bulandra Silviu Pulcărete. Și iată că viața, și când spun viața, Dumnezeule, Doamne, câte se luminează, câte se acopere, uite așa, uite așa, uite așa, a făcut ca el să se întoarcă totuși și să-și facă marele lui spectacol, marile lui spectacole, la Craiova. Spectacole care au dus și care au pus în mod clar de tot România pe un podium de invidiat pentru foarte multe țări. Și când spun țări, mă gândesc la cultura teatrală a țărilor respective, la care ne raportăm și care la Danaidre ați fost acolo, erau oameni din lumea întreagă. Oameni din lumea întreagă, veniți pe banii dânșilor, pe punga dânșilor, să vină și să vadă premiera lui Silviu Pulcărete. Voilà. Deci, ce e asta București, Craiova, Iași, Timișoara, Târgu Mureș? Nu cred în această poveste. Capitala teatrală a țării, am mai scris asta, se mută de fiecare dată acolo unde este valoarea ce se naște. Și în aceste condiții, poate că este chiar mai bine așa. Nici la Paris, nici la Londra nu e așa, nici la New York măcar. Dumneavoastră știți, eu nu știu. Așa e. Știți? Da. Sunt și nu numai dispus, nu numai obligat, dar și dispus să vă cred. Așa este. Și merită Bucureștiul să fie o Craiovă. Va fi, fără doar și poate. Stau liniștit. E o chestiune de drum. Nu o să fie ieri, n-a fost ieri, nu o să fie astăzi sau poate mâine după masă. Dar poimine dimineață precis ne vom trezi într-o capitală teatrală. Atâția oameni tineri sunt care lucrează aici în București. Acum îmi vine în cap că am vorbit aseară la telefon cu el, cu Ducu Darie și alți actori, regizori extrem de tineri și extrem de dotați și actori extrem de tineri și extrem de dornici care cred că viața lor este teatru, așa cum am crezut eu o viață întreagă. Nu se poate
Domnul Savaca această rugăciune să nu facă minuni. Eu cred că teatrul este ca o biserică. Și ca în orice biserică este nevoie de un singur lucru extrem de important. Domnul Sava, credința. Dacă există credință, minuni se vor face. Acolo unde nu este credință, nu este posibil să facem minuni. Auziți, eu revin mereu la dilema de astăzi. Mă rog, e dilema noastră. N-am ce face. Nu e dilema noastră. O ziar foarte... O foaie excepțională. Fără doar și poate. Foarte mulți prieteni sau foști prietenii mei lucrează acolo. Relu Cosaș, un băiat minunat pe care îl apreciez foarte, foarte, foarte mult. Ești un jucător de bridge, ceea ce pentru mine este o legătură în plus. Am jucat de câteva lucruri. Dar e un extremist de centru. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Joacă bridge bine și restul mai vorbim. Nu, e adevărat. E un mare talent și o mare forță. Fără doar ce poate. Este o mare forță a condeiului. Da, fără doar. Auziți, starea teatrului este determinată inițial și în cele din urmă de prezența animatorului creator, de puterea acestuia de a ordona eforturile actorilor, scenografilor, ale muncitorilor scenei și ale personalului administrativ. Apropo, drept concluzie, la argumentul acesta al dilemei de azi, dar mai există o frază. În anii 60 la București și apoi în România, teatrul însemna Cum vă place, în regia lui Liviu Ciulei. Tot așa? Eu n-am reținut anii, nu vă spuneți. În anii 60. 60? Da. Asta merge și 64, 65, 66, când era troiul și creții, da. În anii 60, sigur, merge până în 70. Mult mai târziu este, da. Da, ascult. Deci, în anii 60, la București și apoi în România, teatrul însemna Cum vă place, în regia lui Liviu Ciulei. Da. Tot așa cum în anii 90, trilogia antică a lui Andrei Șerban a determinat o regândire a criteriilor teatralității. Absolut. Desigur, niciunul din cazurile citate, precum și în multe alte, n-a existat un consens al receptării. Dar este semnificativ că și cei care au negat valoarea acestor spectacole și au constituit ulterior criteriile de acceptare sau respingere în funcție de ele. Au fost repere în istoria teatrului. Fără îndoială. Fără îndoială. Liviu Ciulei este o instituție teatrală extraordinară, iar Cum vă place le său rămâne ca un reper la care ne vom raporta chiar și multă vreme după ce noi nu vom mai fi fost. Trilogia antică a lui Andrei Șerban reprezintă un lucru formidabil. Mai mult am să vă spun. Mai mult am să vă spun, domnul Iosif Sava. Este fără îndoială că este cea mai fantastică ediție a spectacolelor tragediei antice. Și asta pentru că, să nu se supere nimeni pe mine, până la ultimul figurant era un student la teatru care ardea nebunește să fie în acest spectacol, așa cum mi-am dorit și eu să fiu. N-am putut din cauza problemei rolului, dar am fost de atâtea ori la culise. Fără doar ce poate că trilogia antică a lui Șerban este un punct de referință extrem de important pentru teatrul românesc, pentru teatrul din această zonă europeană, dar chiar și pentru Andrei Șerban, el însuși. Altă dilemă. Asta sunteți, domnule. Altă dilemă. Altă dilemă. Altă dilemă. Auziți o întrebare. Într-o largă anchetă, mi se pare, semnată de doamna Boiangiu. Lena Boiangiu e vecina mea de casă. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Am lângă ateneu, stați și dumneavoastră? Nu, eu stau în blocul unde e magazinul Eva, jos, deasupra sunt eu, firește. Eliberată de constrângeri ideologice, o întrebare. Critica teatrală își îndeplinește rolul de judecător imparțial? Au fost pus să răspundă câțiva mari actori și regizori. Da, și ce au zis dânsii? Diverse lucruri, două diverse pagini. Lucruri. Dar ce răspunde Mircea Valbulescu? Rar. Pe cine prețuiți dintre critici? Prețuiesc mulți critici. Acum mă puneți la un efort de memorie pentru Dumnezeu și mă fac de râs în fața spectatorilor, dar să o luăm încet. Care vă să zic? O luăm cu Nașu. Cu El Bătrân, da? Deci cu Valentin Silvestru. Are numai 70 de ani, nu e atât de mare. Sigur că da. Bine, e așa, e El Bătrân, cum zicea Amza despre oltenii săi. E față de copii ăștia alții care nu scriu ca niște copii, care scriu extraordinar de bine. Deci începem cu El Bătrân, da? Odată. După care, ca să merg... De ce mulți să-l... N-am înțeles. Mulți să-l încearcă să-l anuleze și mie mi-e foarte drag, omul. Păi, dar... Dumnezeule, ce minunat mi-ați ridicat. Meci de lui Evi. Între Anglia și, nu spun, a doua țară, pentru o țară care iubesc.
Ceilalți în a doua țară, toată repriza întâia, au dat cu piciorul, au dat cu pumnul, au rupt mai eu, au făcut că i-au zgâriat. Nu pot să vă spun, am jucat rugby și știu cum este. Și la pauză a venit masiorul, că antrenorul nu are voie să intre pe teren, și le împărțea apa și un prosop acolo și ăștia nebunit a spus, ce să facem cu ăștia? Și atunci masiorul a spus, marcați-le eseuri. Numai atât a rămâne în istorie. Mă întorc și spun. Deci, nu rămâne decât opera dânșilor. Toți ne vom duce și mai târziu, un băiat tânăr ca el sau ca fata asta vor deschide ce a fost critica dramatică în anii aceia. Și vor citi și vor citi și vor citi și vor citi. Și îl vor pune pe Valentin Silvestru la locul său și pe alții la locurile dânșilor. Deci, stau liniștit în privința asta. Este doamna Alice Georgescu, este doamna Alice Mănoiu, este Scoradeț, acest băiat tânăr și energic și cu un punct de vedere foarte personal pe care îl admir, chiar dacă nu întotdeauna mă laudă. Îmi pare rău că uneori calcă în gura politicului, nerămânând obiectivă, Cristina Dumitrescu. Dar, mă rog, sper că până la urmă o să facă acest lucru. În măsura în care critica de la foarte tânără la cea bătrână se vor ocupa de problema teatrului și de politică prin teatru, nu adiacent, nu deasupra sau de desubt, nu în loc de cel mai periculos lucru. Cel mai periculos lucru. Cineva crezând că dacă în clipa de față spune, nu știu cum, trăiască Iliescu sau să moare Iliescu, asta ține loc de un gest artistic. Das läuft nie, se spune la ei, la ovrei, la domnul Clar, ăla care tata l-a salvat cu flautul pe geam. Înțelegeți, dumneavoastră? Nu se poate. Pentru că este nevoie de mărturia contemporanului din contemporaneitate într-o lume care se pierde, care moare în clipa în care se naște. De aceea, cea mai importantă critică, domnule Iosif Sava, este critica teatrală dintre toate criticile. Copiii ăștia, dacă fac rost de un ban și îi ajută Dumnezeu, fac o înregistrare, mai fac o înregistrare și când se va întreba, poate, cum, ce a fost cu Eva, ce a fost cu Adrian, păi stai puțin, nu mai pune înregistrare. Și aude și se știe. La noi este urma păsării din zbor, cum se spune. O fostă imagine, o fostă părere despre care ne aducem aminte unii așa și unii așa. Asta nu înseamnă că actorii trebuie lăudați. Asta nu înseamnă că trupele proaste nu trebuie puse la zid. Înseamnă că nu, de fiecare dată. Dar asta este, în fond și la urma urmei, dinamica splendidă a vieții. Domnule Iosif Sava, că astăzi am făcut un lucru mai prost și sper din toată inima mea că mâine voi face un lucru mai bun. Și afară de reacția sălii, eu am nevoie și de notificarea specialistului contemporan din contemporaneitate, care este criticul de teatru. Acolo scriam la un moment dat despre actul al treilea. Acum se joacă în două acte totul. Actul al treilea este acea a doua zi sau a treia zi sau a patra zi, când hârtia caldă a tiparului îmi dă gândul lui, care poate să fie bun sau rău pentru mine, dar care să fiu sigur de sinceritatea lui în ceea ce mă privește. În marea majoritate a cazurilor așa se întâmplă. Mai sunt unele care zice, ce bun artist e Albulescu, dar ce păcat că e cu puterea. Păi, ori sunt bun, ori nu sunt bun. Că sunt cu puterea înseamnă că mă las datorie, mă fac senator, mă fac deputat, mă fac ce dracu mai face și mă dau cu puterea asta, care va fi acum la putere și după alegeri, probabil, în opoziție sau invers. Om să fiu cu opoziție și am să fiu la putere. Este cu totul altă relație. Adevărul, sinceritatea, fermitatea punctului de vedere cu adevărat pertinent și omenesc în ceea ce privește viața noastră. Pentru că ce înseamnă politica asta? Decât interesul ca această, în acest perimetru, în această palmă, de dinăuntru și în afara imediată a Carpaților, să trăim omenește. Să trăim bine, să ne putem manifesta ca popor la orice nivel și prin orice îndelenicire plena. Și atunci vom ajunge și acolo, că poate va veni vremea și sunt sigur că va veni, când Europa va avea să intre dânsa puțin în România. Nu numai o România să intre în Europa. Dacă vom fi această putere spirituală, și vă repet, am spus spirituală din toate punctele de vedere și pe toate îndelnicirile, nu avem cum să nu stăm drept în față, de la egal la egal, cu cine vreți dumneavoastră să fie acea putere. V-aș dori în Senat, domnule. Nu, cum să nu mă... Un retor ca dumneavoastră... Să nu mă duc o seară pe scenă pentru asta. Cum să mă duc o seară? Dimineața vă duci în Senat? Nu, domnule Iosif Sam, un actor nu prea sănătos în capul lui, așa cum sunt eu, întotdeauna joacă piesa odată înainte,
O joacă odată la 6:30, 7 cu spectatorii de față și când a ajuns acasă, stă și o mai joacă odată. Ce am făcut? Cum a fost? Cum s-a întâmplat? Păi ca să fii senator, asta este o răspundere extraordinară, domnule Sava. Trebuie să fii 28 de ore din 24 al acelor oameni care dacă nu se vor vota liste și se vor vota de data asta nume, te-au votat. Adică cum să mai... Mă iertați puțin în problema noastră, stimați alegători, mai fac puțin partistul. Nu. Două săbii de astea în teaca acestui om, eu sau altul, nu în cap. Mai citiți niște versuri? Oardeu, alt cadou. Măi copii, puneți-vă... Ei vor cânta la sfârșit. Măi copii, puneți-vă pe cântat. Haide, Doamne ajută, cui sărută. Și sporește cu iubește, dacă-mi permiteți. Este de altfel și ultimul poem din această carte, apărut în 1994. Cu mormintele din mine, cum pot astăzi să mă lupt? Umbre înfipte adânc sub ploape, cum din minte să vă smulg? Un trecut nu-i o părere. Nu-i o piatră s-o arunci, nu-i obraz și nu-i o mână să se spele la poruncă. Numai tu, zidire adâncă, înălțată în pământ, cu iubirea ta căruntă poți să zămislești uitarea, nesperată mângâiere. Ostenerii care sunt. Vă gândiți vreodată că firea prinde în ureche încă o toamnă? Aveți 62 de ani? Da, asemenea. Și dumneavoastră la mulți ani. Dar vă gândiți că prinde în toamnă mereu? Vă gândiți la toamnele care vin? Și oricum la vârsta noastră am intrat în toamnă? Domnul Sava, să fiu mai direct. Mă gătesc de moarte. Fără niciun fel de sentimentalisme sau... știu că am să mor. Mi este foarte limpede. Și atunci un om serios nu poate să... De la o vreme ca asta nu se mai poate lăsa surprins. O'Neill spune într-o piesă a lui, de la o vârstă încolo, el zice 70 de ani acolo. Mă rog, eu mă gândesc că viața merge mult mai repede pentru unii dintre noi. Sau poate unii dintre noi am ars mult prea intens. De la o vreme încolo, deci, trebuie să te gândești că Dumnezeu te va chema la El. Mă gândesc pentru asta, nu mă sperie, singurul lucru care m-ar îngrozi și care, de care mi-este așa, mi se face gheață pe spinare, ar fi suferința, dar nu moarte. Dar, memento mori, trebuie să ne gândim în fiecare zi că murim? Nu. Nu, Doamne ferește, cum? Trebuie să mă gândesc că trăiesc, că iubesc, că mă dăruiesc, că primesc tot ce am de primit din lumea asta, că în același timp trebuie să dau tot ce am de dat. Dar vă spun încă o dată, în momentul când vine, trebuie să-i spui, bună seara, doamnă, ia minima, sunt gata. Nu credeam că viaz, dar oricum sunt gata. Nu? Am spus-o mai devreme într-un... E o poezie care se cheamă Memento Vivere. Iertați-mă că m-am întors la carte, dar chiar mi-ați ridicat pentru asta. Nu fii atât de sigur că vei muri mâine. Mai păstrează curajul de a iubi, frica, solicitudinea, cinstea, bunul simț. Nu fii atât de sigur că vei muri mâine. Sunt orele 8 și 16 minute. Probabil, doamna Stuparu, regia ne cheamă la orele 8:30, da? Dacă mai se dă un minut, două, îmi spuneți? Nu. Și mai devreme... Mai mult, ne roagă cu două minute mai devreme, pentru simplu motiv că am intrat cu două minute mai târziu. Legea lui Murphy. Da. Am atâtea, nu știu, probleme, nu întrebări. Dar mi-amintesc o anchetă după Pescărușul. Pentru că tare și mult aș fi vrut să-mi vorbiți despre Cătălina Buzoianu și nu mai e timp. Era o anchetă în care o cabinere spunea, eu cu toți oamenii din teatru, nu știu unde am citit-o, e o nebună genială. Și Vali Seciu spunea, face parte din viața mea.
Și din viața noastră face parte Cătălina Buzoianu? Sper ca Cătălina Buzoianu să facă în viitor parte din viața mea. Din păcate, faptic, eu nu am lucrat decât un singur spectacol și acela l-am făcut în 8 zile pe Scărușul. Mai înainte nu am avut posibilitatea ca să lucrăm. Suntem, cum se zice, în contact. În 8 zile ați lucrat pe Scărușul? Da. Trebuia să joace, Repan. Repan mergea cu repetițiile către premieră, nu erau gata de premieră. Repan a trebuit să plece din țară, dintr-un motiv foarte binecuvântat, și atunci practic a rămas în aer spectacolul. Și atunci am avut această discuție cu Cătălina Buzoianu și răspunsul meu a fost, Dumnezeu mi te-a scos în cale. Și atunci, din clipa în care am vorbit până în clipa în care a fost premieră, au trecut aceste 8 zile, timp în care ea și-a scos la lumină acest spectacol. Acest spectacol minunat. Deci, declar în mod, Cătălina, dacă mă auzi sau dacă îi spune cineva, sper, există în Sfânta Ioana lui Bernard Shaw, momentul când Sfânta Ioana începe să fie arsă pe rug. Și acolo există un personaj, fratele Martin, care are următoarea replică absolut siderat de spectacolul acesta al distrugerii ființei ei, nu a și a sufletului ei. Și el atunci se închină și spune, Doamne, fă-mă pe mine părtaș la ei și pe ea la ale mele. Vă mulțumesc, maestru Arburescu, că ați fost părtaș la ale mele în această seară. Și eu vă mulțumesc pentru gentileți. Thank you.
Sonata a treia, de Beethoven integral, iată curg genericile. Ar trebui să mai repetăm acel sublim adagiu. Vă mulțumesc din nou, maestre, pentru seara asta. Oricum, atât de interesantă pe care am suferit. Și eu vă mulțumesc.